Salut, camarați, bună dimineața! Bă, frate, am făcut prima tură cu noaptea în cap. Am vrut să mă duc în drumul taberei și pe drum am trecut pe la Cismigiu, pe acolo, până apropiere. Și am găsit un club unde toată lumea era beată, unele fete erau desculțe, probabil că le durea picioarele de la pantofi, de la bățială. Mai sete. N-am ceai și trebuie să beau apă, că n-am ce face. Și am golit acolo, aveau trei cutiuțe în față, la discotecă, la clubul ăla. Și erau pline de sticle de Heineken și de tot felul de băuturi de alea cu chimie. Și am golit alea, m-am dus la un Mega, bineînțeles că era blocat aparatul, nu mergea, deși trecuse de 8. Și m-am dus și le-am băgat la Ocean. Pentru că la Ocean nu-ți dă bani, dar poți să cumperi produse. Mi-am luat două sticle de apă, știi? Am scos dintr-un foc 18 lei jumate, deci mi-am făcut norma cu un singur drum, 18 lei jumate. Și mai am 5 sticle, mai am, da, 18 jumate, pun bon era 15, pun bon era 3 jumate și mai am 5 sticle, deci fac 21 de lei, știi? Așa, deci o zi bună. Treaba e că trebuie să-mi cumpăr 3 baterii mici, că luni mă duc la țară și acolo pe unde să dorm îmi trebuie lanternă, știi? Și bine, mai merge încă, dar nu sunt așa sigur pe ele, știi? Așa că mi-au 3 noi ca să merg la sigur și o să caut și o lumânare mare după la biserici, că dacă gătesc la lumânare, știi, că lanterna să consumă, înseamnă bani. Lumânarea o mai ciupim, știi ce să facem, asta e. Biserica română e bogată, mă uit că mă găuresc în țară, mă ciuruiesc. Așa, am dormit foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. V-am zis, mi-am luat 2 sticle de apă minerală, am de la preotul ăla ieri care a făcut un gest creștine și mi-a cumpărat de mâncare. Am cașcaval în traistă, am primică și am 6 conserve, 3 de herring și 3 de ton, mi se pare, să le mănânc azi. Deci astăzi nu mai cheltuiesc, mănânc conserve de pește, că e sănătos și herringul. Heringul, v-am zis că e bun pentru care, stai să... Heringul are omega-3, știi, și e bun pentru creier. V-am zis sardine, hering și varză murată, foarte importantă pentru cerebel, știți? Așa, eu mănânc oricum varză murată, beau și zeamă de varză când găsesc, mă duc pe la țară să caut. Deci sper ca totul să fie bine, azi e sâmbătă. Oricum, norma la sticle am făcut-o, sper că să fie bine, să fie și mai bine, că acum am scăpat de o grijă, dintr-un foc, știi, mi-am luat 18 lei jumate, mai am 2 lei jumate, 19-21, deci eu, cu noroc, poate urc la 25 astăzi, știi, așa, fără stres, știți, așa, că mai sunt și zile cu norocoase, așa. În rest sunt bine, sănătos, mai tușesc un pic, dar nu e grav, o să urmez sfatul lui Anemona, care e o doamnă, cred, deșteaptă, ori doctoriță, ori o femeie citită, mi-a dat niște sfaturi bune, o să le dau adevărul că unde dorm acolo e un pic de praf, dar dacă o să dorm 3 zile pe săptămână sau 4 la Comana, nu mai e problemă cu praful, deci o să scap și, adică o să fie mai puțin praf, știi? Deci o să fie mai bine. În rest, vorba aia, sănătos să fim, că belelele curg, azi e sâmbătă, sper că ați dormit mai mult. Eu m-am sculat ca de obicei la 6 fără 10, m-am dus și mi-am încărcat telefonul, că nu mai aveam liniuțe multe în el,
L-am încărcat așa pe neve la o fostă cafenea care are o priză exterioară. Ce să facem? Asta e viața, mergem înainte. Deci vă doresc o sâmbătă frumoasă, minunată, cu bucurii, cu satisfacții, cu armonie în familie și în relații. Vorba aia, cele bune să se adune, cele rele să se spele. Ai, în sensul ăsta vă pup cu drag și rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!